Fular da Páscoa, a tradicional dos portugueses. O fular da Páscoa é, sem dúvida, um doce tradicional dos portugueses, especialmente na época em questão. Geralmente, são as madrinhas padrinhos que oferecem um fular aos seus afilhados a que vem acompanhado com flores. Se quer fazer em casa, a sua VIP deixa-lhe a receita. Leia esta e outras receitas aqui. Tu mere tante printre tale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri uite, cum rup capete, lumea dă din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, puia, si, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.